Astăzi ne vom uita la niște filmulețe care sunt atât de creepy încât nu o să te lase să visezi frumos diseară. Mai exact, ne vom uita la activități paranormale de la Investigator SF. Boys, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și hai să vedem ce se întâmplă în acest videoclip, pentru că scrie în titlu ceva inexplicabil s-a întâmplat în acest videoclip. Hai să vedem care e treaba. Nu uitați de like și de subscribe și la el și la mine. Pe pagina de Facebook, Andrei Pint. Pentru că voia să-mi arate ceva foarte dubios. Într-o seară, el stătea de vorbă cu prietenul său și Andrei Pint, adică e un român. Dintr-o dată au primit un telefon care avea să-i pună serios pe gânduri. Ok. La telefon era unchiul lui, care spunea că se află la pescuit pe balta Vârzlot Zalău cu alte câteva cunoștințe și că dintr-o dată o lumină dubioasă a început să se plimbe în jurul lor. În prima fază nimic nu părea a fi ciudat. Doar că la câteva minute după ce respectiva lumina a dispărut, băieții care erau cu unchiul lui Andrei i-au făcut o poză în timp ce stătea în jurul focului și după ce au văzut-o au rămas șocați. Bro. Ok, man, nu știu ce să zic despre asta. Deci, bă, asta e din România. Bro, vă dați seama, din România, lol, cum am început videoclipul ăsta, nu mai așteptam să avem chestii din România, gen. Imagine pare să fie silueta translucidă a unei femei care îl veghează din spate pe bărbat. Da, așa? Când Andrei mi-a trimis această poză, a spus că este 100% reală și că voia să o trimită unor specialiști pentru a o investiga, dar într-un final s-a răzgândit. Ok, bă, asta e în România, boys, bă, vă dați seama. Și mai ciudate. Clar o să visăm frumos diseară, știi ce zic? El a menționat că sora bărbatului din imagine murise cu 2 săptămâni în urmă. Iar asta ne oferă o mică explicație cu privire la acea figură translucidă din poză care seamănă izbitor de tare cu o femeie. Bro. Bro, stați, man, puțin, mamă, deja mă așteptam să începem așa, bă, asta e creepy pe bune. 2. Casa prăjitoarei. Ok, din România, uai. Hai să vedem. În următoarele imagini, youtuberul rus Dark Ghost Paranormal investigează o casă despre care se spune că în urmă cu mai mulți ani, aici ar fi trăit o vrăjitoare care practica magie neagră. Ok. La scurt timp după ce respectiva vrăjitoare a murit, în această casă au început să se întâmple foarte multe fenomene la care explicațiile au întârziat să apară. Bărbatul și-a instalat camerele video prin toate încăperile și a așteptat okay. să vadă dacă se va Hai întâmpla ceva ciudat. La scurt timp după miezul nopții, întâmplările strane au început să apară. Ok. Oh, se mișcă dulapul ăla sau ușa, ce-o fi? Bă! 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 După cum bine am putut vedea, bărbatul a surprins pe camera video cum ușa unui dulap dintr-o cameră a început să se închidă și să se deschidă singur, iar la scurt timp după asta, acordeonul de pe masă parcă prinde viață. Acordeonul. Bro. Mamă, pă, bă, dar trebuie să fii și nebun, bă, să fii aici să stai. Deci, pă, bune acum, bă, trebuie să ai ceva probleme. Să vii în casa lui vrăjitoare. Să faci tu, să faci tu, pă, interesantul. Să experimentezi și pe aici, bă, pă, bune. De ce faci asta? Dacă prea tare, ce va urma sigur vă va pune multe semne de întrebare. Hai să vedem de data asta ce va urma. Conștient că în acea cameră activitățile paranormale sunt mult mai puternice decât în celelalte încăperi, bărbatul a continuat să investigheze această încăpere, iar ceea ce a surprins cu siguranță vă va șoca. Bro, cât acolo... Băi! Bă, cântă singur, man, du-te de aici, bro. Ce e asta, man, cântă singur? Bă, 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 ce... bă. Bă. Bă, bă, dar se și mișcă singur, cum face chestia asta? Mamă, bro, deci asta pe bune e o chestie, e o chestie creepy rău de tot ce, dacă asta să mă trebuie să spune. Dacă cu câteva secunde în urmă acordeonul se mișca inexplicabil,
Acum începuse să cânte singur, ca și cum ceva invizibil îl folosea. Păi, pe bune, ceva invizibil că folosește. Se ia o întorsătură ciudată, bărbatul a continuat să investigheze. Nu ai spus că puteți să ai probleme să stai aici, adică normal că a continuat să investigheze dacă are probleme. Bă, uitați-vă la el. Bă, uitați-vă, bro. Mamă, se uite și pe partea aia și nu-i nimica. Ce naiba, bro. Bă, frați mei, ok. Bă, mă cap pe mine de frică, pe bune. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Văzând că activitățile paranormale nu se opresc, YouTuberul decide să îi strângă echipamentul și să părăsească păi, casa. Păi, crezi și eu, boi. Crezi și eu că e momentul să părăsești casa, știi ce zic? Adică, nu vreau să fiu casa bântuită. Mai bântuită ca asta mai există omul meu, tăi. Ok. În acest videoclip, YouTuberul Tim Mozorov investigează o casă bântuită din Rusia, despre care se spune că în urmă cu mai mulți ani, un grup de tineri s-au jucat aici cu tabla Ouija și au invocat un spirit care de atunci a început să facă tot mai multe rele celor ce intrau în această casă pe timpul nopții. Ok. Bărbatul și-a instalat echipamentul și s-a apucat să joace acel joc bizar cu tabla Ouija, cu speranța că va reuși să dea de spiritul care nu și-a găsit încă liniște. Și după mai multe încercări, într-un final a reușit. Spiritul i-a răspuns. Cum? A, poți să spune cu tabla Ouija, bă! 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 E. Mâine? Bă! Ce încearcă? Bă! Cum face chestia asta? După ce au comunicat timp de câteva minute, spiritul i-a spus bărbatului prin intermediul tablei că are nevoie de un sacrificiu. La scurt timp după asta, lucrurile au luat o raznă. A, uite acolo sunt camerele. Bro! Bro! Bă! Bă! A, mamă, ce m-am speriat e chestia aia, bă, credeam că, bă, uitați-vă, se mișcă aia, eu credeam că e ce face o mână care iese pe acolo, nu știu, scrieți la comentarii dacă și voi ați scris la fel. Camerele video instalate prin casă de către bărbat au surprins cum un leagăn dintr-una dintre camere a început să se miște singur, chiar dacă toate geamurile erau închise și nimeni nu se afla în preajma lui. Timp de câteva secunde, leagănul se oprește din a se mai mișca. Văzând ce se petrece, bărbatul se hotărăște să meargă în acea cameră și să investigheze locul mai de aproape. Însă când ajunge acolo, întâmplările strane se produc din nou. Bro? Adică? Ok, mamă, bă, dar vă dați seama, man. Bă, acum, bă, dacă eu mă juc o tablă ușa și văd că se mișcă aia singură, păi eu fac infart acolo morgi și o să fiu eu spiritul din cameră, pe bune? Cum bă să stai că vezi că se mișcă tabla Ouija? E clar că e cineva care nu mișcă, bă. Investigează împrejurimile, în locul în care a folosit tabla Ouija, fenomenele devin puțin ciudate. Mamă, să nu ia camerele, voi, Jessica, adică... Bă. Să-i lase tabletele, camerele. Ceva pe care bărbatul stătea și urmărea camerele video de prin casă. Dar asta nu e tot. Partea înfricoșătoare abia acum urmează. Bro! Bă! Bă! Bă, deci, boys, dacă... Deci, știți, atenți. Dacă stați să mă întrebați pe mine, bă, efectiv, cum a... Deci, dacă stai așa să te uiți cum m-a luat scaunul și cum l-a aruncat pe el, bă, zici că e o persoană în spatele ei care ia scaunul. Adică, fix așa s-a comportat, gen. E ca și cum e o persoană invizibilă, uitați-vă. Deci, e ca și cum ceva a ridicat acum scaunul, îl ține așa, face așa și după l-aruncă, știi ce zic? Se întoarce cu spatele. Bă, uitați-vă. În cameră, în mod ciudat, acesta bro, se ridică în aer, ce-i asta? Lovește în spate pe bărbat, trântindu-l jos. Bro. Văzând că activitățile paranormale devin mult mai puternice și agresive, bărbatul se hotărăște să părăsească casa. Mamă, fugi omul, fugi de aici, că... Nu e bine, boys. Mamă, în pădure, și mai bine, stai acolo, știi ce zic, măcar...
Ok, fotografia din piscină. Bă, oameni mei, deci până acum asta a fost creepy rău de tot. Deci vă zic sincer, bro. Gândiți-vă că într-o seară vă aflați într-o piscină cu o singură persoană, iar atunci când doriți să-i faceți o poză, în imagini să mai apară cineva. Ha, ar fi nașpa. Știi ce zic, adică... Exact asta s-a întâmplat cu o femeie care și-a fotografiat fiul în timp ce se juca în piscină. Era destul de întuneric și asta, credeau că se află singur în piscină. Însă știu poza asta. Când blițul camerei s-a aprins, în fotografie a apărut ceva foarte straniu. Ok, bro, asta e ciudat. E ciudat, e rău de tot. În imagini pare să apară în spatele băiatului o persoană misterioasă cu ochii foarte strălucitori. După ce femeia și-a fotografiat fiul și a văzut poza, i-a spus copilului să iasă imediat din piscină. Această poză a fost preluată de la youtuberul Slapham și nu există prea multe informații cu privire la locația unde această fotografie a fost realizată. Fata de pe drum, boys, deci mai avem, cred că este ultimul videoclip, filmuleț creepy. Într-o noapte, pe străzile întunecate ale unui oraș din Malaezia, treceau doi bărbați pe o motocicletă. Când la un moment dat, ceva parcă rupt dintr-un film horror apare în fața lor și le oferă o sperietură soră cu moarte. Hai să vedem, boys. Care e treaba, gen? Aia s-a ridicat, voi ați văzut? În imagini se poate observa o fată care stă pe mijlocul drumului, iar atunci când bărbații se apropie de ea, misterioasa fată se ridică în sus ca și cum și-ar fi luat zborul. Bro... Urletul din pădure, și asta e ultima genă, cred că urletul din pădure. Bro... YouTuberul Tomorrow's Garden postează de obicei pe canalul său clipuri în care se plimbă prin păduri și ne prezintă frumusețile naturii. Într-unul dintre clipurile sale, lucrurile aveau să iau o întorsătură ciudată și dintr-un videoclip despre natură să se transforme într-un videoclip foarte înfricoșător. După cum bine am putut auzi și vedea, în timp ce bărbatul se plimba prin pădure în căutare de ciuperci, un urlet puternic de animal s-a auzit din îndepărtare. Ce animal, oamenii mei, că bă, zici că e o chestie. Zici că e mare extraterestru, om, ce ai, animal? Bro. Foarte speriat de ceea ce a auzit, s-a decis imediat a să pleca, crezi și eu, boys. Pleacă, frățiorul meu. Am putea spune că este vorba de un urs sau un lup, dar după părerea mea, sunetul este mult prea puternic. Da, ce părere bune. Nu știu, boys, nu știu. Și aici s-a terminat videoclipul, oamenii mei. Să dați un subscribe la Investigator SF. Ei bine, fraților, cam atât a fost cu clipul de astăzi. Pă bune, nu cred că o să mai dorm. N-o să mai am vis, n-o să mai visez frumos la noapte. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea cu episodul de noi. V-am papă toți, pa, pa.